înghesuială zilele acestea la primăria Reghin. Peste 100 de persoane vin zilnic pentru a solicita ajutorul de încălzire. Din data de 18 și până pe 25 octombrie s-au făcut aproape 800 de cereri, 594 au venit pentru încălzirea cu gaze naturale, iar 169 pentru încălzirea cu lemne. Autoritățile roagă solicitanții să fie atenți la condițiile de acordare a ajutorului pentru a nu-și întocmi dosarele degeaba dacă nu se încadrează în reglementări.